La cantități vreau să mai zic ceva. Asta este cantitățile totale, da? Dar noi putem să le împărțim și pe străzi. La fel cu power, cu pivot table, selectăm lucrări sau cer la cantități total, nu știu care. Ce avem? Volumene? Nu asta. Celălalt. Lucrări. Lucrări. Asta este. Da? Și aici avem la fel categorie de lucrări. Mai întâi trebuia să selectez strada sau satul chiar. Strada. Da, bine, e o stradă. E un sat. În cazul în care avem mai multe sate, atunci apare și mai multe sate. Da? Și aici deja putem să selectăm cantitățile, valoarea în lei, TVA, valoare TVA. Da? Și aici avem strada 1, cantitățile pentru strada 1, cantitățile pentru strada 2, deci după categorie de lucrări, nu și după denumire de lucrări. Da? Bine, asta cu blank nu știu ce putem să-l închidem. Asta trebuie eliminat. Chiar dacă are aici valoare, asta pur și simplu este ceva care eu nu l-am finalizat din lucrările astea de aici, probabil. Dar ca idee. Asta merge drumuri laterale. S-a adăugat de la proiectul vechi. Da? Deci toate astea trebuie actualizate pentru proiectul nou. Eu nu le-am, la drumurile laterale nu am actualizat. Și de-aia apar aici. Dar, în general, așa arată cantitățile pe străzi. Da? Adică se pot face și pe străzi. În afară de asta mai avem și elemente geometrice, care aici, la fel, trebuie să-i dau un save să nu facă bug-uri. Avem așa, aplicabilitate. Aici pot să generez aplicabilitatea. La asta încă mai lucrez, încă nu este finalizat. De fapt, avem aici. Bine, nu e definit. Nu asta este varianta finală. Mai trebuie să lucrez la el. Dar, adică eu de fapt ce vreau să fac? Vreau să fac în așa fel ca din program să extrag aplicabilitatea, adică din program să generez tipurile. După ce am definit totul în program, să-mi grupeze acele străzi care au ceva asemănător, adică lățimea, acostamentul, dar după niște criterii. Iau lățime, dever, acostament, trotuar, șans, da? Deci dacă anumite străzi au același tip de referință, da? Atunci se le atribuie un tip, da? Dar la asta mai am de lucru. Și aici avem și pot să verific și sistemul rutier, da? Adică avem straturile BA1606. Bine, asta nu este, astea sunt cotele. Dar într-o versiune nouă am modificat și avem grosimele. Astea sunt cotele cum le-am băgat eu acolo. La lungimi. Iarăși, cu un refresh, încărcăm lungimile. Avem strada 1, strada 2 și strada 3 cu lungimile respective lățimi. La fel, clic dreapta, refresh. Avem stânga, lățime stânga, dreapta și lățime parte carosabilă și respectiv poziția kilometrică. Da? Dacă noi adăugăm aici variabil, de exemplu, la axa 1, zicem că mai adăugăm încă o lățime de la 20. Avem 1,5. Și după asta la 30 avem 2, da? Pur și simplu îi dau save aici, merg înapoi și dau un refresh și au fost adăugate, da? Adică pe partea stângă avem lățimele respective la pozițiile kilometrice, da? Aici la acostamente, la fel, avem acostament stânga, acostament dreapta. Podețe, nu am făcut podețe și caracteristici, la fel, aici la rapoarte trebuie să-i dau un rezumat la caracteristice.
Por eje după axe, cred. Nu mai țin minte după cum l-am făcut. Și aici, dacă îi dau un refresh, am caracteristicile pentru ax, un plan, pentru lung, pentru toate, da? De exemplu, lungime, tronson, minim, maxim. Iar aici ceva cu panta. Panta maximă, panta minimă, da? Deci aici sunt niște caracteristici pe care se pot, de care, pe care le putem lua și adăuga în memoriu. La diverse aici, la fel ce export din AutoCAD și cam atât cu elementele geometrice. Asta tot. Asta este o versiune mai veche, 1.2, acum am altă versiune mai nouă, dar în principiu, astea sunt.